Arena ICIM din Brașov a revenit pentru aproape 2 ore în centrul atenției iubitorilor de fotbal din orașul de sub Tâmpa, odată cu jocul amical dintre FC Brașov în tradiționalul echipament galben-negru și CFR Cluj. Un test util ambelor echipe în această perioadă în care campionatul primei ligi este întrerupt pentru cele 2 jocuri ale naționalei României împotriva Ungariei și Turciei, ambele partide urmând să fie transmise în direct la Antena 1. Revenind la meciul de pe stadionul dintre blocuri, am consemnat o premieră mult așteptată de brașoveni de la ultima revenire a lor în primul eșalon, timp în care stegarii nu parafaseră nicio victorie împotriva ceferiștilor clujeni. Au făcut-o în sfârșit la capătul acestui joc, în care elevii lui Aurel Țicleanu au dat prima lovitură în minutul 30, atunci când Andrei Criste a transformat în gol centrarea lui Davide Dias, pentru ca în ultimul minut al primei reprize Mugurel Buga să finalizeze cu succes o altă centrare semnată de Serginio. În actul secund l-am revăzut în echipa brașoveană pe brașoveanul Romeo Surdu, jucător care a fost la un pas de 3-0. Stegarii și-au mai trecut în cont câteva situații favorabile de a înscrie, însă golul a venit la cealaltă poartă cu 5 minute înainte de final, atunci când Rui Pedro a redus din handicap în contul clujenilor. S-a terminat așadar 2-1 pentru FC Brașov, la capătul unui joc benefic ambelor echipe. Suntem într-o perioadă de acumulări. Am și spus că am pus accentul pe factorul fizic în ultimele zile. Dorința este, sperăm ca și greșelile pe care le-am făcut să nu se mai repete și, din păcate, iarăși am avut suficient de multe situații, n-am putut să înscriem mai mult, dar una peste alta, un antrenament foarte bun și asta e cel mai important la momentul de față. Cum spuneam, la meciul cu Timișoara, nu știu dacă am trecut de 5-6 ori organizat centrul terenului, astăzi cred că vreo 20 de minute de prima repriză vorbesc, am stat în jumătatea adversă, am făcut vreo 3-4 recuperări, niște contraatacuri care, din păcate, nu s-au finalizat nici măcar cu șut la poartă, dar în orice caz, cred că a fost un meci reușit încă o dată din partea noastră, dar cred că și adversarul a făcut o partidă reușită. Important a fost că a fost un meci bun, un antrenament bun, mulțumim CFR-ului pentru această oportunitate. Vremea foarte bună, terenul bun, 2 echipe bune și cred că a fost un spectacol agreabil, a și venit destul de multă lume. Noi cred că suntem în creștere față de meciul cu Timișoara și în planul organizării de joc și în al agresivității. Chiar ne-au felicitat cei de la CFR pentru pressing-ul pe care am încercat de multe ori. Câteodată ne-a reușit, câteodată nu ne-a reușit. În orice caz, felicitări pentru ambele echipe. A fost un joc reușit. Stegarii brașoveni au în program un nou joc amical, de această dată împotriva dobrogenilor de la Săgeata Năvodari, partidă care se va disputa vineri începând cu ora 17, tot pe arena ICIM Brașov.